Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Hristos, aleluia, din morți, cu partea pe moarte căcând, și cerul din pământul, viață dăruindu-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos, aleluia, din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cela din mormânturi, viață dăruindu-ne. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Sfântnicia Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Lupțitorul Tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, pentru Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, pentru Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! La întocmirea văzduhului pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Ca să binecuvinteze lucrările și să se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român. Și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru
izbăviți în noi de tonecazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomenim. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne noi și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Preasfințiile voastre, preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți credincioși și credincioase, care din casele dumneavoastră ne urmăriți acum, fiind în rugăciune împreună cu noi, prin intermediul postului de radio sau posturilor de radio, de televiziune și prin internet. Primele cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos, cel înviat din morți, au fost acestea: nu vă temeți, bucurați-vă, adresate femeilor mironosițe, care au venit la mormântul său. Iar apoi cuvintele pace vouă adresate ucenicilor săi, care se temeau și erau adunați într-o casă cu ușile încuiate. Și astăzi, când oamenii din întreaga lume se află într-o stare de teamă, de tulburare și de neliniște, Hristos cel înviat din morți se întâlnește tainic cu noi, pe drumul vieții noastre sau în casele noastre și mai ales în casa sufletului nostru. Și ne spune: nu vă temeți, bucurați-vă, pace vouă. Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, este Mântuitorul Lumii, adică Vindecătorul și Liberatorul oamenilor de păcatul neascultării protopărinților Adam și Eva, Eliberator sau Vindecător de boală și de moarte, moartea fiind înțeleasă aici mai întâi ca separare a trupului de suflet sau sufletului de trup, dar și ca o îndepărtare a omului de Dumnezeu. Însuși numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică numele de Iisus în ebraică Yeshua, înseamnă Dumnezeu mântuiește sau Dumnezeu este mântuitor. În limba greacă a Noului Testament, cuvântul mântuitor, soter sau sotir, înseamnă vindecător și eliberator. De asemenea, în limba latină, cuvântul salvator înseamnă deodată vindecător și eliberator, iar cuvântul salus salutis înseamnă deodată sănătate și mântuire. Iisus Hristos, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, s-a făcut om muritor pentru a dărui oamenilor muritori viața veșnică.
De ce? Dorește El să dăruiască oamenilor viață veșnică. Pentru că așa cum ne spune Sfânta Scriptură, în Cartea Înțelepciunea lui Solomon, în capitolul 1 și în capitolul 2, Dumnezeu nu a făcut moartea și nu se bucură de trăirea celor vii. Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei sale. Iar prin invidia diavolului, moartea a intrat în lume. Deci moartea este consecința înșelării protopăriților Adam și Eva de către diavol, care le-a spus că voi puteți fi ca Dumnezeu și fără Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Și astfel protopăriții noștri, Adam și Eva, prin neascultare s-au despărțit de Dumnezeu izvorul vieții. Atât timp cât aveau harul lui Dumnezeu în ei, prin ascultare de Dumnezeu, harul îi ajuta pe Adam și Eva să-și păstreze sănătatea și imortalitatea. Dar după ce au căzut în păcat, păcatul a tras după sine o mulțime de boli, o mulțime de suferințe. Iar Hristos, Domnul, noul Adam, tocmai devine om muritor ca să ne vindece de păcat și de moarte. Activitatea mântuitoare sau vindecătoare a Domnului Iisus pe pământ începe cu îndemnul: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, adică împărăția vieții veșnice. Prin chemare la pocăință, Hristos Domnul vrea să vindece pe omul păcătos de modul său de viață egoist, arogant și posesiv, pentru a deveni un om altruist, smerit și milostiv. Noul Testament ne arată că adesea, după ce Iisus a predicat mulțimilor Evanghelia Împărăției Cerurilor, a vindecat mulțimi de bolnavi care au fost aduși la El. Prin acesta El s-a arătat a fi nu numai învățătorul, ci și vindecătorul, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. El a vindecat o mulțime de orbi, de surzi, de muți, de oameni paralizați, dar și o mulțime de oameni care erau chinuiți de duhuri rele sau diavolești. Pe scurt, spun Sfintele Evanghelii, Iisus răbătea orașele și satele și vindeca orice boală și orice neputință din popor. Uneori, înainte de a vindeca pe cei bolnavi, Hristos Domnul le cere să exprime credința: crezi tu că eu pot să te vindec? Și acolo unde vedea că există credință, îndată cu puterea sa iubitoare, milostivă și vindecătoare, reda omului bolnav sănătatea. Și a vindecat chiar și orbi din naștere. Alte ori însă Hristos Domnul vindecă pe cei bolnavi pentru că a văzut că cei care aduceau pe cei bolnavi la El aveau credință puternică. Așa vedem cum a vindecat pe slăbănogul sau paralizatul din Capernaum. Văzând credința lor, i-a zis lui: Fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar adesea Mântuitorul Iisus Hristos nu cere
exprimarea credinței celor care sunt surzi sau muți, sau celor care sunt posedați, ci îi vindecă doar din iubire milostivă față de orice om care suferă. Doar pentru că avea milă de omul bolnav, de omul chinuit, de omul suferind. De aceea Hristos Domnul este doctor milostiv, El nu face minuni pentru a se afirma. El face minuni pentru că iubește cu iubire smerită și milostivă pe cei aflați în suferință. Însă Hristos Domnul Mântuitorul sau Vindecătorul lumii nu doar a vindecat bolnavi, ci a și înviat morți. A înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fica lui Iair și pe prietenul său Lazar din Betania, fratele surorilor Marta și Maria. Însă, înainte de a-l învia pe Lazar, pe prietenul său, Iisus îi spune Martei: Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Prin aceasta vedem că cel ce crede în Hristos, chiar dacă va muri cu trupul, va trăi cu sufletul. Totuși, dacă învierea lui Lazar din morți a fost doar o revenire acestuia la viața pământească, învierea lui Hristos este cu totul altceva. Este o viață nouă. Este viața cerească, nelimitată și netrecătoare. Aceasta este viața pe care Hristos ne-o arată prin învierea sa din morți. Învierea lui Hristos ne arată că viața lui după înviere nu mai este o viață pământească. El este total liber de orice determinism al naturii. Nimeni și nimic nu-l mai poate opri, nu-l mai poate reține, nici măcar cu privirea. El se arată când vrea El și cum vrea El și unde vrea El. Hristos Domnul merge spre Emaus după învierea sa împreună cu doi ucenici, Luca și Cleopa. Însă nu ca un cunoscut, ci ca un călător necunoscut și se face cunoscut doar după ce ei îl invită în casă și îl binecuvintează pâinea și le oferă. La frângerea pâinii s-au deschis ochii lor și l-au recunoscut, dar el îndată s-a făcut nevăzut. S-a ascuns în pâinea Sfânta Euharistie. Pe când ucenicii erau încuiați în casă, el a trecut prin ușile încuiate, a stat în mijlocul lor și a zis: pace vouă. Deci Mântuitorul Iisus Hristos înviat din morți ne arată că învierea Lui este începutul unei alte vieți decât viața pământească. De aceea, noaptea de Paște, noi cântăm: astăzi prăznuim omorârea morții și începutul altei vieți, viața veșnică. Învierea lui Hristos este arvuna sau temelia învierii noastre, a tuturor oamenilor. De aceea, la sfârșitul crezului ortodox, în ultimul articol, noi mărturisim: aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Sfântul Apostol Pavel spune:
Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința noastră, voastră, și zadarnică este propovăduirea sau predica noastră. Și tot el ne spune că vrăjmașul cel din urmă care va fi desfințat sau nimicit este moartea. Și după cum toți oamenii mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Învierea lui Hristos astăzi este pentru noi, ca totdeauna, izvor de lumină și pace, izvor de bucurie, dar și izvor de putere spirituală pentru a lupta cu greutățile vieții, inclusiv pentru a lupta cu boala, cu teama de moarte, cu suferința, cu tot ceea ce în aceste zile ne împresoară, ne liniștește, ne pune pe gânduri, ne creează o stare de incertitudine pentru prezentul și viitorul nostru. De aceea ne rugăm Mântuitorul Iisus Hristos să dăruiască sănătate celor bolnavi, răbdare și pricepere tuturor medicilor și întregului personal medical, să dăruiască consolare celor îndoliați și odihnă sufletelor celor decedați. De asemenea ne rugăm lui Hristos, cel înviat din morți, să binecuvinteze pe toți erarhii, preoții și diaconii, precum și pe toți voluntarii din parohii, care în ultimele săptămâni au ajutat spiritual și material multe spitale, dar și multe persoane aflate în dificultate, oameni vârstnici, săraci sau singuri. Aici, în mod deosebit, dorim să mulțumim și preoților și voluntarilor care ieri și, adică vineri și sâmbătă, au distribuit la casele credincioșilor din parohii Sfintele Paști. Și de asemenea, în seara trecută, au distribuit Sfânta Lumină de la Ierusalim. Ca iubiții noștri credincioși, deși se află departe de biserică din punct de vedere spațial, să simtă că sunt în comuniune cu biserica lor din parohie și cu biserica întreagă din toată lumea prin aceste semne de binecuvântare și, desigur, mai ales prin rugăciune. Mulțumim tuturor persoanelor din instituțiile publice, dar și tuturor oamenilor care lucrează acum cu jertfenicie pentru binele poporului român. Tuturor celor care, din cauza pandemiei, se află în prezent în casele lor, le dorim sărbători de Paște cu sănătate și pace, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ziua învierii, popoare, să ne lumină, Paștile Domnului, Paștile, dă-i din poate la viață și le plecăm în la cer. Împreună mă preamărește Mântuitorule.
Oh,
Thank you.
Oh.
jur.